Etapele privind desemnarea unei firme de construcții care să se ocupe de plombarea drumurilor din județul Iași au fost demarate încă din luna martie. Din păcate, procedurile de achiziție publică au fost încetinite de valul de contestații și alte probleme iscate de valoarea mare a contractului. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași va cheltui 6 milioane de lei cu tot cu TVA pentru astuparea gropilor din asfalt. Lucrările vor demara chiar de săptămâna aceasta. Drumurile vizate de contract sunt în mare parte cele din jurul municipiului Iași, pentru că aici sunt mulți cetățeni care fac naveta zilnic între comunele din apropiere și oraș. Vom merge Miroslava Țibănești, vom merge Rediu până la Gropnița, vom merge pe Tomești Țuțora, vom merge pe toate drumurile din jurul Iașului pentru început, după care ne deplasăm și în restul județului. Eu știu, Blăgești, Cotnari, Mircești, Podșcheia și tot așa.